Salutare dragii mei abonați! Bun venit pe canalul meu! Nu uitați să vă abonați la canalul meu și să activați notificările pentru a fi la curent cu cele mai recente informații și evenimente. Am cercetat și am aflat acuzațiile șocante despre celebrul actor Brahim Celikkol pentru tine. Celebra actriță, despre care se spune că ar fi divorțat acum, s-a aflat pe agenda revistei cu iubirile pe care le trăia la acea vreme. Motivul despărțirii lui Sinem Cobal și Brahim Celikkol, cu care a avut o poveste de dragoste pentru o vreme, a căzut ca o bombă pe agenda revistei. După despărțirea de fotbalistul Arda Turan, a început să aibă o relație cu jucătorul Brahim Celikkol. Chiar și această relație a lui Sinem Cobal, care trebuia să se căsătorească, s-a încheiat cu dezamăgire. S-a dezvăluit luni mai târziu de ce cei doi s-au despărțit. Brahim Celikkol, care se certa adesea între cei doi, trebuie să fi fost foarte gelos. Chiar și ultima picătură a fost ultima când Celikkol, care era foarte geloasă pe Arda Turan, l-a pălmuit pe Sinem Cobal în timpul unei charteri. Acuzațiile nu se opresc aici. Ea a făcut același lucru și cu un alt iubit, Deniz Aker, raportând că s-a certat cu un prieten în afara complexului și a dus-o la spital. Brahim Celikkol, pe de altă parte, a răspuns acuzațiilor că s-a certat cu cineva în timp ce părăsea locația. El a negat că a mers la actorul Brahim Celikkol, care ar fi petrecut noaptea la secția de poliție, ar fi atacat o persoană la fața locului. Actorul de succes Brahim Celikkol a rupt obrazul unei persoane care trebuia să petreacă noaptea la secția de poliție. O declarație a venit de la Celikkol cu privire la acuzații. Iată declarația lui Brahim Celikkol cu privire la vestea violenței împotriva lui: când am părăsit ziua de naștere a prietenului meu pentru că am asistat la o ceartă între oameni pe care nu îi cunoșteam, le-am sugerat pur și simplu oamenilor să se calmeze și să ofere pace. Pentru un eveniment în care sunt ca o misiune umanitară. Nu pot înțelege de ce am fost acuzat și discreditat cu acuzații urâte precum bătaia și violența pentru a ajunge la aceste dimensiuni, a spus el. După cum am spus în declarația mea în calitate de martor în fața instituțiilor oficiale, nu am atacat pe nimeni și nu am fost alcoolic, așa cum scrie în unele mass media. Dacă te uiți la casele de marcat, o să vezi că nu sunt beat și nu am rănit pe nimeni. Pentru că în caz de calumnie și știri false despre mine, se vor lua măsuri legale împotriva persoanelor și organizațiilor care fac declarații false. Cu toate acestea, actrița, care a avut o relație romantică cu Sinem Cobal și Deniz Aker, a pălmuit-o. Ea nu a răspuns niciodată acuzațiilor că s-a despărțit din cauza violenței. Sinem Cobal și Deniz Aker, în schimb, au preferat să tacă în legătură cu această veste proastă. Vecinii actorului, care se află în proces de divorț de soția sa, Mihre Celikkol, spun că au fost martori la lupte violente. Acesta va fi motivul divorțului frumosului cuplu, care este îndrăgostit de gelozia lui Brahim Celikkol. Am ajuns la finalul unui alt videoclip. Nu uitați să ne abonați, să activați notificările și să dați like videoclipului nostru. Ne vedem într-un alt videoclip. Aveți grijă de dumneavoastră. La revedere!